Prefectul județului Suceava, Florin Sinescu, a participat timp de două zile la cea de-a 17-a sesiune a Comisiei Mixte Guvernamentale Română-Germane pentru probleme ale etnicilor germani din România. Evenimentul a avut loc la Berlin. În cadrul întâlnirii a fost negociat și adoptat un protocol în care sunt stabilite principalele obiective de cooperare a celor două guverne și cadrul pentru dezvoltarea în continuare a proiectelor destinate minorității germane din România. Gazdele evenimentului au apreciat efortul părții române în sprijinirea unor proiecte culturale propuse de partea germană. Ca urmare a celor analizate, s-au stabilit și câteva etape principale pentru anul 2014. În ceea ce privește minoritatea germană, aceasta va primi un sprijin financiar din partea Guvernului Federal. Vorbim de aproximativ 1.500.000 de euro. Sume care, sigur, sunt importante pentru ceea ce înseamnă cultura, conservarea tradițiilor și obiceiurilor minorității germane. Ca urmare a propunere pe care am înaintat-o, cea de-a 20-a sesiune, care va avea loc în anul 2017, am propus să aibă loc la Suceava. Această propunere a fost agreată, astfel încât în 2015 aceasta se poate desfășura la Timișoara, având în vedere că se împlinesc 70 de ani de la deportările din Banat. Următoarea sesiune se va realiza în Germania, cel mai probabil în Bavaria, și în 2017 sperăm ca aceasta să aibă loc la Suceava, pentru că cred eu că este important ca această comisie mixtă să vină itinerant în zonele unde există minoritate germană și să înțelegem cu toții care este importanța unei bune relații pe care noi am trăit-o și o ducem mai departe în ceea ce înseamnă Bucovina.